În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și toată lumea îl slăveau și îl cântau pe Dumnezeu, care a dat o astfel de putere oamenilor. Stimați creștini, aceste cuvinte sau cu aceste cuvinte s-a încheiat Sfânta Evanghelie care s-a citit la Sfânta Liturghie de astăzi, care a fost prelejuită de marea minune săvârșită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, tămăduirea celui ce zăcea în pat. Vreau să spun că rezultatul nenorocirilor noastre, sau mai bine zis, nenorocirile noastre, bolile, necazurile și alte nefericiri sunt rezultatul păcatelor noastre. Pentru că păcatul vine să ridice peretele vrajbii între noi, oamenii, și Dumnezeu, Creatorul nostru. Păcatul ne înstrăinează de cele sfinte, de Dumnezeu. Păcatul ne apropie de tatăl minciunii, vicleanul, diavol. Păcatul, într-un cuvânt, este cel care strică tot ce este frumos și sfânt, armonia creștinească din sufletul omului. Păcatul, oameni buni, nu ne poate apropia de Dumnezeu pentru că este străin și este neplăcut lui Dumnezeu. Deci, drept dovadă la cele mai sus spuse, vine și Sfânta Evanghelie citită astăzi, care ne spune că, intrând Iisus în orașul său, i-au adus pe un om care nu se mișca, care era târât sau mutat dintr-un loc în altul, de patru inși cu tot copatul său. Hristos, văzând credința lor, văzând până la urmă și pricina bolii și nenorocirii acestui nefericit om, i-a zis: iertate-ți sunt păcatele tale. Și el s-a ridicat și a luat patul și s-a dus în casa lui. Adică, vedeți, oameni buni, că pricina stării lui jalnice, stării lui bolnăvicioase, era păcatul. Și când Hristos l-a dezlegat de povara apăsătoare a păcatului, el s-a ridicat și și-a luat patul său și umbla. Stimați creștini, păcatul, ca de obicei, cucerește omul în trei direcții. Pentru că păcatul poate fi săvârșit atât cu gândul, cât și cu vorba, cât și cu fapta. Și dacă cele mai grele sunt faptele de păcate, atunci să știți că nici cu puțin nu sunt mai ușoare nici păcatele săvârșite cu vorba. Și odată ce omenirea sau omul s-a împărtășit păcatului, el vine să se reflecte în viața de toate zilele a omului, în toate formele. Și drept mărturisire convingătoare la cele mai sus spuse, iarăși vine Sfânta Evanghelie de astăzi, în care ne povestește Sfântul Apostol și Evanghelist Matei că, după ce a pronunțat această frază dezlegătoare de păcate Hristos Mântuitorul, cărturarii și mai marii sinagogii cârteau în sinea lor zicând: cine este acesta că iartă și păcatele? Nu face el oare păcat atunci când se aseamănă cu Dumnezeu? Pentru că știut era lucru de toți că a ierta păcatele este a lui Dumnezeu. Și când acest Iisus, fiul lemnarului și a Mariei din Nazaret, apoi care nu se evidenția cu nimic dintre oameni, pentru că se bucura de opotrivă cu oamenii și se scârbea de opotrivă cu ei, cu nimic vădindu-și proveniența sa dumnezeiască,
le trezea dubii mai marilor sinagogii și necredințe multe, pentru că nu căutau esența învățăturilor prorocești, ci căutau slava lumească și în sensul acesta ei se depărtau de Dumnezeu care înțelepțește pe om. Și iată, ei cârteau, pentru că nu-L credeau pe Hristos trimisul cerului, zicând, de ce își permite acesta să zică cuvintele acestea, iertate-ți sunt păcatele tale? Hristos Mântuitorul, care știe, care cunoaște tainele inimii și a gândului fiecăruia dintre oameni, le-a zis, de ce cârtiți cele rele în inimile voastre? Ce este mai ușor să zici, iertate-ți sunt ție păcatele sau ia-ți patul tău și umblă? Dar pentru că să știți că Fiul omului este sau are puterea a ierta păcatele, a zis celui neputincios că iertate-ți fiind păcatele lui să-și ia patul și să plece. Și toată lumea, cu excepția mai marilor sinagogii, îl slăveau și îl lăudau pe Dumnezeu care a făcut astfel de minuni, dând în felul acesta putere mare duhovnicească oamenilor. Pe bună dreptate a dat-o oamenilor, pentru că Hristos întruchipează în fire, în persoana sa, două firi, și cea omenească și cea dumnezeiască. Dragii mei creștini, haideți să ne analizăm viața fiecăruia dintre noi, noi înșine, fiecare pe a lui, și să vedem nenorocirile de care ne ciocnim noi în toate zilele vieții noastre. Nu cumva sunt și ele rezultatul păcătoșeniei noastre? Toate nefericirile, fie că copiii ne sunt neascultători, fie că gospodăria șchiopătează, fie că noi suntem undeva cu ceva bolnavi, haideți să vedem pricina acestor nenorociri. Încă o dată zic, nu cumva constă în noi înșine? Și dacă e așa, atunci haideți, oameni buni, să facem regulă în viața noastră creștinească, să o ajustăm la cerințele Sfintei Învățături sau Sfintei Scripturi și să trăim în Hristos și cu Hristos în viața noastră cea de toate zilele și numai așa vom putea pretinde la viața veșnică care vine de la Bunul nostru Dumnezeu. Frații mei creștini, tot astăzi Biserica săvârșește pomenirea celui mai vrednic dintre voievozii Moldovei, celui mai destoinic fiu al acestui popor moldovenesc și al pământului moldovenesc. Astăzi este pomenirea Sfântului Ștefan cel Mare. Este bine să-l cinstim, este bine să-i dăm slava cuvenită, cinstea cuvenită, să ne închinăm și să păstrăm chipul lui pe icoană în casa fiecăruia dintre noi. Pentru că voievodul Moldovei, după cum l-am numit, cel mare și sfânt Ștefan, este de mare ajutor pentru toți cei care îl cheamă în rugăciune.